aproape să fim lângă voi și să știți că sunt răspândite pe larg, iar maestria coordonărilor este o adevărată artă. Noi am mers la prima sursă pentru a afla secrete din culisele meseriei de cameraman și operator video. Cei mai buni experți sunt chiar colegii noștri care și-au profesia în serios de fiecare dată când privesc lumea prin obiectiv. Complexitatea unui dispozitiv care surprinde imagini video poate fi valorificată doar de un profesionist desăvârșit. Cei mai buni îmblânzitori ai aparatelor de luat vederi sunt operatorii video din televiziune. Ei cunosc totul și un pic mai mult despre aparatele care adesea bagă frica în oameni, dar de fapt sunt cele mai blânde arme în lupta pentru adevăr, atât de ascultătoare încât unii nu se pot despărți de ele nici acasă. Ție meserie și acasă? Nu. E greu să nu ieși acasă? Da, e greu. Meseria aceasta a devenit parte din viața mea, de-aia și îmi place să o profesez, oricând. Și te faci altceva dacă n-ai fi cameraman? Dacă cinstit, m-aș apuca de fotografiat. Ai schimbat imaginea pe altceva? Nu cred. Asta îmi place și asta fac. Cameramanii sunt oameni modești și atenți la detalii. Se simt perfect în spatele camerelor de luat vederi și aproape deloc în apele lor în fața obiectivelor. Cară cu drag aproximativ 8 kg de tehnică zilnic, iar uneori își depășesc chiar și fobiile pentru a obține cele mai spectaculoase imagini. Ce calități trebuie să aibă un cameraman? Să fie punctual, să vadă bine și să citească din când în când măcar ceva cărți de cultură generală. De ce ai ales meseria de cameraman? Deoarece îmi place modul activ de viață, iar camera îmi permite să fac acest lucru. Deși vocația e astfel din mâneca fiecărui cameraman, la bază stă totuși teoria. Combinate, talentul și cunoștințele se materializează în imagini care fac cât 1000 de cuvinte. Așa se asocia camera cu oglindă, cred că. Fiindcă, cum spunea un cineast mare, dacă o societate nu are film, de exemplu, păi ca și cum oamenii ar privi într-o oglindă și nu ar vedea nimic. Sunt mai mulți parametri tehnici, trebuie să înveți cadraturi, trebuie să înveți diafragmă, cum să filmezi la umbră, la soare, mai multe situații complicate și atunci fizic sau moral poți să cedezi și aici cariera ta va lua sfârșit. Relația cameră-cameraman este una care se împletește armonios. Există însă situații în care nu operatorul stăpânește dispozitivul, ci invers. Mai bine să nu glumești un cameraman când nu își găsește setul complet.